parte și vă spune că atunci când vrei să dai jos câteva kilograme, faci sacrificii. Ah. Dieta și sportul sunt absolut necesare. Iar Liviu Teodorescu știe asta. Deși e ger afară, artistul nu ține cont de nimic și face sport în aer liber. Haideți să vedem cum slăbește Liviu Teodorescu! Ce bun! Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, sarmatinalilor! Liviu Teodorescu slăbește plimbându-se cu bicicleta prin parc. Chiar dacă este frig, nu mai contează asta. Eu mă duc să-l întrerup puțin, să povestim. Bună dimineața! Bună dimineața, ce faceți? Bine, bine te descurci! Îți place pe bicicletă? Îmi place pe bicicletă, e pasiunea mea de când eram mic. E frig? E puțin cam frig, dar mă țin în mișcare ca să dau și jos kilogramele în plus. Am văzut că ai păcătuit puțin așa de Crăciun, că ai mâncat mai mult decât trebuia din bunătățile tradiționale românești. Cârnații sunt moartea mea și cozonacul și toate astea tradiționale. Și pe oriunde mă duc prin țară, de obicei mă duc la restaurante tradiționale ca să văd ce se mănâncă acolo. Și am văzut că ai fost foarte harnic pentru că ai dat o mână de ajutor mamei tale, ați făcut cârnat acolo împreună? Păi e tradiție de familie, suntem toți acolo, pe cai. Foarte frumos. Și am auzit că ai primit un cadou foarte drăguț din partea iubitei tale de Crăciun. O agendă sau ceva unde să scrii versuri, inspirați acolo. Am primit o agendă unde să scriu versuri, bine, iar avea versuri pentru ea. O să scriu acolo versuri și pentru ea și pentru toată lumea. Foarte drăguț. Ai scris ceva până acum în agenda sau de acum urmează? Am scris, am făcut deja două piese de când a început anul. Pe întâi, bine, eram, na, ca toată lumea, mă trezeam din somn, eram. Dar de pe doi deja am fost în studio, am scris, am făcut vreo două piese până acum. A început bine anul pentru mine, sper să o țin tot așa. Bine, felicitări, abia așteptăm să ne aduci și alte piese frumoase. Ce cadou ai făcut tu iubitei tale? Păi, discretă, știu. Am cumpărat haine pentru toată lumea anul ăsta, am rupt molurile, am devorat tot. Asta este foarte bine. Da, am cumpărat numai haine, numai haine am făcut cadouri. Cam asta, na. Ai mers împreună cu ea sau le-ai cumpărat înainte? Singur, păi cum să... Cadourile se fac în secret. Am cumpărat și pentru familie și pentru toată lumea. În seara de Crăciun ne-am pus toți în jurul bradului și am început să scoatem cadouri. Și s-a umplut tot bradul, că anul ăsta n-a fost niciodată. S-a umplut peste tot în jurul lui. Numai haine erau, toți am luat haine. Am avut ceva anul ăsta, a fost un leitmotiv cu hainele. Dar e foarte bine că ne-am îmbrăcat pentru cel puțin. Mi-a potrivit, nu ai greșit niciun articol de vestimentație. Nu, n-am greșit nimic, în schimb ei pentru mine mi-au luat ori mai mici ori. Nu, au fost bune toate. Da. Păi, noi te lăsăm să facem continuare sport. Să zic și eu ceva, am lansat o piesă nouă acum, Un loc în viața ta, să o căutați pe canalul de YouTube de Moga Music și la mine pe Facebook. Și ne vedem mâine în emisiune. Și la mulți ani, Ion, Ioana. Și la mulți ani, așa este, la mulți ani tuturor. Da. Te așteptăm mâine. Mâine dimineața ne vedem, da. Abia așteptăm să fie acolo. Mulțumim tare mult. Abia aștept și eu, mulțumim din suflet. Vă mulțumim foarte mult, mergem mai departe. Dorin,